E bine că auditorul e mic. Nu sunt obișnuit cu auditori, cu stadioane. Lăsați că o să fie pe internet foarte mare, așa că... Dar m-am simțit bine aici și printre jurnaliști și m-am simțit bine de atât că eu sunt un jurnalist și eu ratat. În tinerețe am vrut și eu să devin jurnalist. Am urmat facultatea de litere și am avut dragoste de cuvântul scris și de cuvântul rostit. Și am fost tentat, am vrut să devin jurnalist. Adică într-o vacanță mare, vacanță de vară, vă câțiva studenți am fost poftiți la o redacție și să încercăm noi forțele noastre. Iată aceasta, câteva săptămâni mi-a fost de ajuns ca eu să ratez profesia mea de jurnalist. Și vă spun de ce. Adică șeful atunci nemijlocit care ne-a angajat acolo, adică mi-a prezentat un material de vreo 20 de pagini tipărite, așa, era un material a unui secretar de partid. Mi-a pus pe masă și chiar că dacă vrei să devii jurnalist, ia că fă un material bun din ceea ce ți-am prezentat. Am citit, a trebuit mult timp să văd eu ce a vrut să spună secretarul acesta. Am muncit eu. Cât am muncit, am tăiat, am făcut așa cum am crezut eu că ar fi bine. Și cum m-am stăruit eu să înțeleg ce a vrut să spun, așa. L-am prescurtat așa, după cât mi s-a dat acolo, câte rânduri, așa. Și îmi pun semnătura mea. Să vedem. Ok, deci poți să vedem semnătura. Domnul respectiv, șeful spune că nu, domnul, trebuie depus familia secretarului, că ăsta e pentru dânsul. De atunci vă spun drept, mi-a trecut dorul de a mai fi jurnalist. Să fac eu pentru altcineva. Dar atunci era primit așa, vă zic. Jurnaliștii munceau, făceau material pentru altcineva. Sunt bucuros. Sunt bucuros că am ratat. Mi-am căutat de lucru în altă parte. Și nu invidiez jurnaliștii. Eu...